Anul 2011 înseamnă foarte mult pentru noi, cei care am fost deportați în Bărăgan, pentru că se împlinesc 60 de ani de la deportarea care a avut loc în 18 iunie 1951. Este un an în care singur din cei 44.000 de persoane care au fost deportați a mai rămas puțin, câteva mii. Și trebuie să ne plecăm fruntea pentru cei care nu mai sunt, să ne gândim că o parte din ei au rămas cu dorul de a veni acasă și nu s-a întâmplat, și pentru cei care au reușit să vină, sigur că situația a fost cumplit de grea, atât pentru ei cât și pentru familiile lor. Dar cei 60 de ani înseamnă mult pentru noi, pentru că am reușit să-i parcurgem și am reușit în această perioadă, mai ales după anul 1989, să realizăm niște lucruri foarte importante, atât pentru asociație cât și pentru toți cei care au suferit în Bărăgan. După 60 de ani, deportarea a rămas o amintire extrem de tristă, de neșters, și am impresia că este evenimentul capital al existenței mele, așa. Și mă gândeam, acest eveniment, deci acum 60 de ani, el a fost trăit atunci cu sufletul unui copil, văzut cu ochii unui copil, și sigur că primele impresii au fost așa de spaimă, de coșmar, de derută. Noi eram într-o familie unde se sculau de dimineață, nu veneau seara, fiecare își ia treburile lui, și toate au fost dereglate într-un mod brutal, așa. Adică eu n-am mai văzut-o pe mama plângând. A fost prima dată când am văzut-o cum plânge. Părinții și bunicii în forfoteala aceea de la miezul nopții, speriați, buimăciți, mama îmi povestește că în căruța noastră totuși am luat mai multe decât alți vecini, pentru că bunicul s-a întâmplat să fie la pușcărie și să îi se dea drumul chiar cu o săptămână înainte de deportare. Nu știu dacă trimiterea lui acasă a fost întâmplătoare sau bine gândite de securitate. Și el era cumva călit, adică pe el nu l-a marcat așa de mult ridicarea și prezența soldaților, a armelor, ci poate auzit de la alții, și era și mai în vârstă, nu? Avea 50 de ani și a reușit să mobilizeze cumva toată familia ca să mai pună mai multe lucruri acolo. Ce țin minte, și asta n-am mai întrebat-o pe mama, pentru că ea nu și-aduce aminte, eu mi-aduc aminte. Noi am început să plângem și atunci nici limba română nu știam așa bine, și ea întreba soldații, musai și copii, deci îi părea rău cumva că suntem ridicați și noi. Și mă gândeam așa la o comparație, cam ce ar fi asta, așa ca un fel de cuib de păsări care sunt speriate de o fantomă noaptea, sau ca o dezrădăcinare, pentru că n-a putut să fie altceva. Deci o existență pur și simplu strivită, călcată în picioare. Deci asta văd eu așa cu ochii de copil, și de acolo se derulează celelalte secvențe. Într-o duminică seara, duminica răsarelor, s-a bătut toba în sat, tobașul satului, care anunța că nu este voie să părăsească localitatea nicio persoană. Pe la ora 2 noaptea a venit la noi în casă un conducător al partidului local cu un milițian și jandarm, și ne-a adunat pe toți într-o cameră și ne-a comunicat că din ordinul partidului și guvernului suntem obligați să părăsim domiciliul. Orice
împotrivire se va pedepsi conform legislației în vigoare. Deruta era mare, ne-a comunicat că trebuie să ne împachetăm în timp de 24 de ore și ne-a comunicat că ce avem de ce putem lua cu noi. Deruta era mare, părinții mei și cu bunicii, eram 5 persoane, au avut momente de cumpănă, în sfârșit bunicul meu, care a fost liberal și primar liberal în perioada 1932-1937, a avut puterea de a ne mobiliza și de a ne împacheta în două căruțe ca să ducem cu noi ce avem de dus. Nu ni s-a spus exact unde vom pleca. După ce a fost instalată paza la poarta casei, ca să nu intervină nimeni din afara satului, ni s-a făcut o inventariere și în două căruțe am mai pus tot ce am putut, ni s-a dat voie să luăm cai, doi cai, o vacă și lucruri mărunte. Între timp, nu tot ceea ce am reușit să strângem au putut fi puse în căruța noastră și au mai venit cetățeni din sat care ne-au ajutat la împachetare și la plecarea din casă. Plecarea din casă s-a făcut într-un convoi, că eram deportați 28 de persoane din satul nostru și s-a făcut pe un teren de fotbal din Comuna Ceacova. În Comuna Ceacova am stat 2-3 zile pe teren sub cerul liber, fără a avea niciun fel de asistență medicală, urmând ca să ne împachetăm în vagoane de marfă și pentru a atenua unele neplăceri ce s-ar fi putut risca, ni s-a spus că vom merge fiecare unde dorim, ni s-a luat chiar și niște interviuri, pentru că suntem obligați să părăsim localitatea, deoarece suntem în zona limitrofă cu Iugoslavia, iar relațiile noastre cu Iugoslavia și ale întregului lager socialist erau încordate. De la gară am plecat, n-am știut unde, dar copilul fiind mic, fiică-mea asta era de 3 săptămâni, și un praf ce era acolo, o căldură nebună, domnule, de nu puteai, cu un copil în brață de 3 săptămâni, ce să fac? Am crezut că a murit, în special, că dar acum nu mai mișca, era ca o ciocolată de neagră, de praf ce era transpirată și fără apă, fără nimic. Și în sfârșit am trecut. Am ieșit din Călăraș spre Tonia, parcă văd și acum Tonia, modelul, și am ajuns la Roseț, o comună mare, și acolo am făcut la stânga. Și am întrebat pe șofer, de unde ne duci? Lasă că vedeți, atât au zis, lasă că vedeți. Și când am ieșit din Roseț, cum acolo e terenul drept ca pe masă, nu e pom, nu e nimic, parcă am văzut înainte, mă, ceva dulapuri aruncate aiure așa pe câmp. Am ajuns acolo, domnule, și acolo când am ajuns am fost întâmpinați de niște tovarăși care aveau în mână probabil un plan, că unde să ne pună sau nu știu ce, a discutat cu șoferul ce a discutat și au plecat înainte, au făcut la dreapta, la stânga, și au zis, domnule, aici vă dăm jos. Acolo ne-a luat în primire altcineva care ne-a dus la un par. Era un par bătut în pământ și au zis, domnule, aici e casa voastră. Cum casa noastră? Păi da, aici trebuie să stați voi. În fine, am dat jos tot în ce am avut. Ce să facem? Ne-am pus mobila așa una lângă alta ca să facem puțină umbră, cel puțin pentru copilul ăsta mic, dar și fratele meu avea încă două fete, dar alea erau puțin mai mari. Că copiii au început să strige, apă, de unde apă, niciun fel de apă, nimic.
Și a venit seara, ne-am culcat pe pământ în grâu, așa cum a fost. Ne-am ocrotit și mâine zi au venit niște tovarăși și ne-au adus un plan. Au zis, uite, aici aveți 2500 de metri pătrați de teren și aici voi trebuie să vă clădiți casă. Vă faceți casă din pământ bătută sau chirpici, ce vreți voi. Dar până la 1 octombrie trebuie să fie gata. Acum am văzut altfel, adică acum vedem lucrurile și altfel decât numai o întâmplare din copilărie. S-a urmărit a se lua proprietățile, s-a urmărit a se pune rădăcinile colectiv, a se întemeia un colectiv și de fapt a fost o samovolnicie, să iei un cuvânt slav, a fost un abuz și cu siguranță o sfârșire existențială, ea zice. Interesant că noi, cei care am fost deportați și mai mici de vârsta mea de atunci, acum oameni de 70 de ani, dar și cei mai vârstă care au mai fost, de câte ori ne-am întâlnit sau de câte ori am fost, să zicem, și la evenimente mai vesele, la o nuntă sau la o tere de porc. Întotdeauna subiectul de discuție a fost deportarea. Probabil că asta i-a unit pe toți și i-a făcut să fie mai rezistenți, mai căliți cumva. Nu știu, așa mă gândesc. Deportarea în Bărăgan a însemnat o mare tragedie pentru locuitorii din vestul țării, întrucât ea a avut loc între anul 1951 și 1956, deci după terminarea celui de-al doilea război mondial, când deja lumea, sigur, începuse să-și refacă situația din punct de vedere material, din punct de vedere spiritual. Deci, sigur că războiul a lăsat urme adânci în viața oamenilor. Deportarea a însemnat, în schimb, o lovitură puternică care a fost dată și, în special, dată țăranilor, pentru că majoritatea personajelor care au fost deportate, de la copii până la bătrâni, au fost țărani sau copii de țărani, oameni care n-au avut nicio legătură, de fapt, cu situația care era la vremea respectivă. În schimb, pedeapsa a fost destul de mare, pentru că acești oameni au fost deposedați de toate bunurile lor, au fost îmbarcați în vagoane și au fost duși, inițial nu se știa că în Bărăgan, spre o destinație necunoscută. Ulterior, au aflat că sunt debarcați în Bărăgan și nu în Siberia, cum unii credeau că se va întâmpla. Sigur că surpriza a fost peste măsură. Oamenii, unii, sigur, au făcut gesturi disperate, s-au sinucis. Alții, mă rog, au contractat boli care încă ani de zile le-au purtat, pentru că a fost un eveniment care nici nu se poate descrie prin tragismul lui, pentru că din 172 de localități din zona de vest a României au fost deportați peste 44.000 de persoane, de la copii, bătrâni, adulți, deci absolut au luat familii întregi. Sigur că acest lucru a lăsat răni adânci în soarta acestor familii. Unii au reușit să se stăpânească și să-și rea viața așa cum era firesc să se întâmple, alții în schimb nu au reușit, au căzut în extremele dure ale vieții, într-un pesimism, în situații în care unii nu credeau că este va fi vreodată vreo ieșire. Lucrurile, în schimb, după așezarea lor în cele 18 localități care s-au înființat,
în Câmpia Bărăganului, unii au luat lucrurile ca atare și au încercat să se încadreze în viața nouă ce le oferea statul comunist. Au rămas în schimb cu dorul de casă. Ei nu s-au putut acomoda în acea zonă, că era o zonă contrar opusă Banatului. Sigur că oamenii erau altfel de oameni, așezarea era, nici temperatura nu era cea pe care ei o știau de mici copii în Banat. Oamenii au suferit enorm, lucruri care nu se poate descrie sub nicio formă, chiar din mărturisirile lor, toți au așa o undă, poate de îngăduință într-un fel, pentru că dacă îi întreb, toți spun, domnule, așa trebuia să fie. Sau nu știu, poate că bănățenii sunt oameni prea indulgenți și cu frica lui Dumnezeu. Dar, în permanență, au adresat rugăciuni cu scopul de a scăpa de greutățile la care erau supuși pe nedrept. Bărăgan se poate vorbi nesfârșit, fiindcă este o perioadă din viață și o perioadă a istoriei Banatului. De fapt, o perioadă din istoria României care este foarte puțin cunoscută. Din păcate, această perioadă pare o poveste, dar este un destin cumplit pe care noi toți l-am trăit și de care nu putem uita. Este povara vieții noastre, este victoria vieții noastre, fiindcă am reușit prin credință, prin forță morală, prin demnitatea pe care ne-am păstrat-o, prin dorința puternică de a învinge năpasta vieții, vicisitudinile acelei perioade comuniste, prin această puternică dorință, fiindcă am reușit să supraviețuim, să ne întoarcem acasă și să ne continuăm viața așa cum de fapt ar fi trebuit să o avem.